Slăvit să fie Domnul! Aș vrea să recitesc două versete din Psalmul 139, ultimele două versete care au fost citite. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-m inima. Încearcă-mă și cunoaște-m gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Și din Tesaloniceni 2, capitolul 2. Cât privește venirea Domnului nostru Iisus Hristos și strângerea noastră la olaltă cu El, vă rugăm, fraților, să nu vă lăsați clătinați așa de repede în mintea voastră și să nu vă tulburați de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă ca venind de la noi, ca și cum ziua Domnului ar fi și venit chiar. Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci nu va veni înainte ca să fie venit lepădarea de credință și de a se descoperi omul fără de lege, fiul pierzării. Amin. Vă rugăm să reluați locurile. Aș vrea mai întâi să vorbesc de responsabilitatea gândurilor noastre. Gânduri pe care Dumnezeu le cercetează și pe care Dumnezeu le cunoaște. În Filipeni, capitolul 3, versetul 15, spunea: gândul acesta dar să vă însuflețească pe toți care sunteți desăvârșiți. Am intrat în anul 2024. Suntem la adunare, într-o sâmbătă seara. Întrebarea este: care gând ne însuflețește pe noi? Există, cum frate se ruga aici: Doamne, lasă darul deosebirii duhurilor. Există trei duhuri care pot influența, însufleți o lucrare. Îi Duhul lui Dumnezeu, Duhul omului, 1 Tesaloniceni 5:23, omul are un duh, și Duhul diavolului. O lucrare poate fi însuflețită de unele din aceste trei duhuri. Noi nu avem capacitatea nativă să deosebim duhurilor. Omul nu e înzestrat cu așa capacitate. Și atunci e nevoie de darul deosebirii duhurilor ca să înțelegem în spatele oricărei lucrări ce duh se află. Tot astfel, vorbind de gândurile noastre, ele au sursă diferită. Gândurile pot fi date de nevoile trupești pe care le avem, că atunci când ți-e foame, te gândești numai la mâncare. Nu? Și când ți-e somn, te gândești unde să dormi. Nu mai poți gândi altceva. Pot fi date din mediul înconjurător, evenimentele sociale care se întâmplă, și știm că în Ucraina război, în Gaza e război și multe, și ne gândim la astea. Pot fi însuflețite sau influențate de un duh necurat. În Ioan capitolul 13 spune că în timpul cinei, după ce diavolul a pus în Iuda Iscarioteanu gândul să-l vândă, și pot să fie gânduri care vin de la Dumnezeu. Sursele sunt diferite, dar responsabilitatea gândurilor este a noastră. Și noi suntem responsabili de ce gândim și într-o zi vom fi judecați și pentru gândurile care le-am avut. Și la aceasta eu spun: Dumnezeu să ne ierte pe toți. Vedeți dumneavoastră, oamenii în împrejurări diferite au luat, sau în împrejurări asemănătoare, în împrejurări identice, au luat decizii diferite. Au plecat 12 iscoade ca să spioneze țara Canaanului. Oamenii aleși pe frunte, din fiecare seminție câte unul, un om foarte abil, foarte priceput, 40 de zile au iscodit Canaanul, au văzut toți același lucru. Izvoare de apă, râuri, păraie, păduri, deșert, oameni, cetăți, locurile tari, locurile slabe, rodul, că au adus un strugur din Valea Eștaol pe o prăjină. 40 de zile au văzut același lucru și au raportat când au venit același lucru. Numai că 10 au luat o decizie și 2 au luat altă decizie. 10 au spus: trebuie să ne alegem căpetenii, să ne întoarcem în Egipt înapoi, iar Iosua și Caleb au spus altceva.
Și în Numeri, capitolul 14, versetul 24, Dumnezeu spune: pentru că robul meu Caleb a fost însuflețit de un alt duh. Întrebarea: care duh ne însuflețește pe noi? Arde Țiclagul. Când vin ăștia 600 de oameni în cetatea Țiclag, cetatea-i arsă, nevestele, copiii și averea prădate, luate toate. Poporul a plâns până n-au mai putut de plâns, atât au plâns. Unii se sfătuiau să-l omoare cu pietre pe David, iar David s-a îmbărbătat pe Domnul Dumnezeul lui și a strigat: adă-mi efodul. Deci aceleași împrejurări, identice, dar gândirea a fost diferită, pentru că influența a fost diferită. Mă uitam la pedepse, dacă vreți, identice. Habacuc, în capitolul 2, se suie pe turnul de strajă să văd ce îmi va răspunde Domnul la plângerea mea. Și Domnul prevestește niște pedepse. În momentul când Domnul are prevestirea asta pentru evrei, unii aleg apostazia. În capitolul 2, versetul 19, unul o piatră, un lemn, măcar că n-are un duh care să-l însuflețească, și aleg idolatria. Habacuc, în capitolul 3, versetul 17, spune: chiar dacă vița nu va înflori, smochinul nu va da rodul, rodul, așa, boile și boii, eu tot mă voi bucura în Domnul. Deci, în pedepsiri identice, alegerile sunt diferite. Unii aleg apostazia, lepădarea de Dumnezeu și idolatria, alții aleg credincioșia față de Dumnezeu. Responsabilitatea este a celor ce alege. Doi tâlhari stau pe cruce, unul la dreapta, unul la stânga. Amândoi aruncă aceleași cuvinte de ocară asupra Mântuitorului. La un moment dat, unul din tâlhari schimbă gândirea. Îl înfruntă pe celălalt și spune: nu te tem de Dumnezeu, nouă ni se cuvine pedeapsa, dar neprihănitul ăsta ce-a făcut? Doamne, pomenește-mă și pe mine. Adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. În aceleași condiții erau, aceeași pedeapsă aveau amândoi. Unul gândit într-un fel, unul gândit în alt fel. Întrebarea mea este: tu cum gândești în seara asta? Că ești responsabil de gândul acesta. Ori alegi descurajarea, depresia, ori alegi credința în Domnul Iisus. Ori alegi idolatria, ori alegi credincioșia. O echipă de misionari se îndreaptă spre Ierusalim. Trimite Domnul doi ucenici, spune într-un sat: căutați-ne un loc de găzduire. Dar pentru că cei din Samaria știau că merg spre Ierusalim și nu erau legături între ei, n-au vrut să-i primească. Și vin copiii ăștia doi la Domnul Iisus, spune: n-au vrut să primească. Dar eu am o idee, spune unul în Luca 9:55. Vrei să poruncim să coboare foc din cer, cum a făcut Ilie? Știi ce le spune Domnul? Nu știți de ce duh sunteți însuflețiți. Același refuz, aceeași sfidare, aceeași umilință pentru toată echipa de slujire. Unii aleg compasiunea, alții aleg răzbunarea. Noi ce alegem în seara asta? Și apoi în Filipeni, capitolul 3, Pavel vine cu niște recomandări și ne sugerează gândul care a trebuit să ne însuflețească. Spune că pentru el am pierdut totul și le socotesc toate ca o pierdere, ca un gunoi, față de prețul nespus de mare al cunoașterii Domnului Iisus. Filipeni 3, 7 și 8 mai în jos. Deci el pune în cântare bogățiile lumii acesteia și cunoașterea Domnului și alege, îl însuflețește gândul acesta, dorința de a-L cunoaște pe Domnul. Dorința de a fi neprihănit, dar nu o neprihănire pe care o dă legea, ci neprihănirea care vine prin credința în Domnul Iisus. Alege gândul desăvârșire. Eu nu cred că l-am apucat sau că am ajuns desăvârșit, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urmă, aruncându-mă pentru ce este înainte, să ajung la țintă pentru premiul chemării ceresc. Filipeni 3:14. Și vine în versetul 15, repet, gândul acesta
să ne însuflețească, dar pe toți. Doamne, ajută-ne la asta! Eu am fost toată viața mecanic-locomotivă, adică toată viața și alte funcții pe lângă asta. Locomotiva diesel are un motor foarte mare și puternic. 12 cilindri, el de 28, niște cilindri mari, și motorul ăsta e foarte, foarte scump. Ori constructorul nu-și permite să strice motorul pentru un combustibil de proastă calitate. Deci în capul injectorului, în bomba de injecție, trebuie să ajungă motorină de calitate și foarte curată. Așa-i, frate? Așa-i. Vorbim între noi, ce feriști, da? Ei, ca să ajungă motorină curată acolo la motor, se pun mai multe baterii de filtre. Motorina asta e foarte filtrată până ajunge în capul pistonului. Asta e o protecție pentru motor. Eu recomand un verset care să-l folosiți ca filtru pentru minte, filtru pentru gândire. Filipeni, capitolul 4, versetul 8, dacă se poate afișa. Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. Amin. Ne propunem să punem filtrul ăsta la minte? Amin. Gândurile vin, ispitele vin. Ce este ispita? Ispita este un atac violent la nivelul minții, pe care îl face diavolul. Despre Domnul spune în Evrei 4:15, noi n-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci de unul care a fost ispitit ca și noi, în toate lucrurile, dar fără păcat. De ce? Lui Hristos îi lucra foarte bine filtrul ăsta. El nu permitea în mintea lui orice fel de gând. Dumnezeu să ne dea înțelepciunea. Cu introducerea aceasta, care privește responsabilitatea gândurilor noastre, aș vrea să mă apropii de al doilea citat din Scriptură, legat de venirea Domnului. Iar aici, nu voi spune când vine Domnul, pentru că nu știu, nu? Matei 24:36, cât despre ziua aceea, ceasul acela nu știe nimeni, numai Tatăl. Nu voi spune nici derularea precisă a evenimentelor, că tot nu o știu. Și Biblia dă niște versete vis-a-vis de venirea Domnului, ne facem noi o gândire despre asta, după capacitatea fiecăruia. Că profetul din vechime întreba, ce așteptați de la ziua Domnului? Că va fi întuneric și nu va fi lumină. În Apocalipsa, capitolul cât 6, când a rupt mielul pe cetea șaptea, s-a făcut un mare cu tremur de pământ. Soarele s-a făcut negru, luna roșie ca sângele. În cutremur ăsta de pământ, stelele, cum va fi, nu știu. Cădeau pe pământ cum cad smochinile verzi când scuturate de un vânt puternic. Cerul s-a făcut așa sul și nu s-a mai găsit loc pentru el. Munții și ostroavele s-au mișcat din locul lor. Și domnitorii, pământul, împărați, cei bogați și puternici, alergau în crăpătura stângilor și îi spuneau, cădeți peste noi, că ți-o venit mânia, ziua mâniei mielului, cine poate sta împotrivă? Acum noi gândim la versetele acestea, nu avem o înțelegere exactă. Va fi un cataclism cosmic pe care nu-l înțelegem noi. Apostolul Petru spunea că cerurile vor trece cu trosnet, trupurile ceresc vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Dar mai departe spune, dar noi, după făgăduința lui, așteptăm un cer nou și un pământ nou în care va locui neprihănirea. Să aștepte și acei din Dobric. Doamne, ajută-ne la asta! Deci nu voi vorbi de timp și de derularea precisă a evenimentelor. Mai degrabă aș vrea să vorbesc de pregătirea noastră. Ultimele două cântări au fost despre venirea Domnului. Ceea ce trebuie să facem noi în așteptarea venirii lui Dumnezeu. Că Dumnezeu nu satisface curiozitățile noastre. În 2 Petru capitolul 1, versetul 5 spune așa.
De aceea dați-vă și voi toată silința ca să uniți cu credința voastră, cu fapta cu credința voastră faptă, cu fapta cunoștința, evlavia, înfrânarea, dragostea de frați, iubirea de oameni. Da? Sunt unii oameni foarte curioși. Îi interesează detalii despre venirea Domnului, nu ca să se pregătească, numai ca să știe. Dacă tu ai ajuns să crezi și crezi că trebuie să te pocăiești, trebuie să te sfințești, trebuie să-L aștepți pe Domnul, trebuie să ai un gând curat, un cuget curat, unește cu credința asta fapta, fă așa. Asta ne spune Petru. Eram într-o biserică și un tânăr mă întreabă: frate Dragoș, despre răpirea bisericii și necazul cel mare sunt trei teorii, dumitale le știi. Unii spun că răpirea va fi înainte de necazul cel mare, unii spun că va fi la jumătate, unii spun că va fi la sfârșitul necazului. Dumitale, ce părere ai? M-am uitat la el și am spus: măi, tu ești născut în familie de pocăiți? Da. Câți ani ai? 26. Ai luat botezul? Era undeva în diaspora. Nu, încă n-am luat botezul, că am zis, cu munca asta. Ești botezat cu Duhul Sfânt? Nu, n-am fost la stăruință. Și de ce te interesează răpirea? Deci nu ești botezat în apă, nu ești botezat cu Duhul Sfânt, nu ești pocăit, te-ar interesa când vine răpirea. Domnul nu satisface curiozitățile noastre. Domnul ne vorbește de venire doar ca să ne pregătim. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Când vorbim despre venirea Domnului și despre mântuirea noastră, scrie în Evrei, capitolul 2, versetul 2, căci dacă cuvântul vestit prin îngeri s-a dovedit de nezdruncinaș, dacă orice abatere a primit o dreaptă răsplătire, cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? Noi ne aflăm între două veniri ale Domnului. Mi-am propus să vorbesc despre asta, că am vorbit recent despre venirea Domnului și frații o spun: măi, bun a fost cuvântul ăsta pentru adunare. Și dacă a fost pentru aceea, poate e bun și pentru noi, că e din Scriptură, da? Noi ne aflăm între cele două veniri ale Domnului. Prima venire ca mântuitor, a doua venire ca judecător. Prima venire s-a consumat, acum 2000 de ani a venit, s-a născut Hristos în lumea noastră prin Fecioara Maria. Și noi avem o două, trei luni de când asta cântăm, că s-a născut Iisus și colindăm și poeme și predici, multe, multe, multe. Câteodată să mai spun și minciuni, am auzit o cântare: astăzi s-a născut Iisus, astăzi s-a născut Iisus. Și eu m-am ridicat la amvon și am spus: fraților, îmi dați voie să vă spun câteva minciuni de la amvon. Și tot adunarea a tăcut. Zic, promit că vi le spun frumos. Și nu m-o lăsa să spun. Zic, bine, atunci am să vi le cânt, că prin cântare le primiți. Hristos s-a născut pe 25 decembrie? Nu. Hristos s-a născut odată, o trăit, o murit, o înviat, s-a înălțat și viu, slăvit să fie El. Că nu putem rupe foile din Scriptură, că eu predic de nașterea Domnului, noi cântăm de nașterea Domnului, fără să intoxicăm adunarea prea mult, așa, dar trebuie să fim atenți și la ce cântăm și la ce predicăm. Să ne dea Domnul pricepere și aici. Amin. Deci prima venire s-a consumat. Eu am spus că eu văd creștinătatea că merge spre evenimentul ăsta a revenirii Domnului, dar merge cu capul sucit la spate. Tot iesele, tot aburi, tot boi, tot magi, tot paie, știi? Și când întorcem capul, dăm cu capul în venirea Domnului. Ca a doua venire a Domnului ca judecător e foarte aproape. Încă puțin, Evrei 10:37, foarte puțină vreme. Și cel care a zis că vine, va veni și nu va zăbovi. Cred că ar trebui să ne concentrăm un pic mai mult pe a doua venire, aceea de judecător, și să fim pregătiți pentru asta. La prima venire a Domnului Iisus am întâlnit cel puțin trei categorii de oameni. Oameni nepăsători și ignoranți, oameni amăgiți și confuzi, și oameni sfinți și călăuziți. Spunea Moise în cartea Deuteronom că dintre voi va scoate Dumnezeu un proroc ca mine, de el să ascultați.
Cei mai mulți evrei au uitat. Își aduceau jertfele la templu, împlineau ritualurile și plecau acasă liniștiți. Nu-i interesa. Dacă au venit magii de la răsărit din depărtare, îi întreabă pe Irod unde s-a născut împăratul. Irod s-a tulburat, toată cetatea s-a tulburat. Vin mai mari poporul și spune în Betleemul din Iudeea. Se duc magi în Betleemul din Iudeea, dar cei de acolo nu se duc. Nu-i interesa, oameni nepăsători și oameni ignoranți, nu știau prea multe. Când Ioan, capitolul 7, versetul 49, însăși preotul lor le spune, dar norodul ăsta care nu știe legea e blestemat. Așa erau considerat, că nu știau legea. A doua categorie de oameni, oameni confuzi, oameni amăgiți. Întreabă Irod, unde trebuie să nască? Matei 2:5. În Betleemul din Iudeea și în continuare, da? Pentru că știți prorocia, și tu, Betleeme, frata, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată cetățuie, că din tine se va naște căpetenia poporului meu. Ei știau unde trebuia să nască. S-au născut acolo. Hristos a făcut semne, minuni și a spus, dacă nu mă credeți pe cuvintele mele, credeți-mă pentru lucrările care fac. O înviat morți, o curățit leproși, o vindecat bolnave, o mulțit pâine, o potoli furtuna. Nu erau astea semne destule să demonstreze dumnezeirea? Dar vine capitolul 26 din Matei cu versetul 63, însăși marele preot foarte indignat spune, te jur pe Dumnezeu cel viu să-mi spui, ești tu Hristosul? Ești tu Fiul lui Dumnezeu? Dar nu știi că e Fiul lui Dumnezeu? De ce atâta confuzie în capul tău? S-a născut acolo unde era prevestit. O făcut lucrări de Dumnezeu. Și acum îl întreb, ești tu? Și Domnul îi spune, da, sunt. Ba încă vei vedea pe Fiul omului venind pe nori. O crezut marele preot. Și o rupt hainele, nu mai avem nevoie de marturi, o hulit. Oameni confuz. Știau de venirea Domnului, dar nu știau ce trebuiau să știe. Amăgiți. Spuneam de cei doi ucenici care mergeau pe drumul Emausului, vorbeau între ei. Li se alătură un străin și întreabă, ce cu vorbele astea? Măi, tu ești singurul străin care nu știi ce s-a întâmplat cu Iisus, prorocul ăla puternic în fapte și în vorbe. Noi trăgeam nădejde, dar a fost omorât, îngropat. Și acum, bancă niște femei de ale noastre ne-au pus în uimire, zicând că a fost la mormânt și ar fi găsit mormântul gol și ar fi văzut o vedenie de îngeri. Care le-a spus, nu căutați pe cel viu între cei morți. Ce era în cap la oamenii ăștia oare? Și se uită Hristos, o, ne-i priceput și zăbavniți cu inima când e vorba, să pricepeți tot ce au spus Scripturile. Câtă confuzie mintea lor. Dar la venirea, prima venire, erau oameni sfinți și călăuziți de Domnul. Că bătrânul Simeon, mânat de Duh, îți duce în templu, ia un bebeluș așa în brașă și îi spune, Doamnă, și acum slobode pe robul tău în pace, că ochii mei au văzut mântuirea lui Israel. Unde era mântuirea lui Israel? În copilașul ăla mic. De unde știa? Duhul Sfânt l-a mânat la templu, Duhul Sfânt i-a descoperit. La a doua venire a Domnului, eu cred că cele trei categorii se vor afla pe pământ. Oameni nepăsători, oameni confuz, amăgiți în tot felul și oameni sfinți care îl așteaptă pe Domnul. Aleluia. Eu aș vrea să dau câteva indicii de cele trei categorii. Dumneavoastră să fiți atenți că în Isaia 44:5 spune altul se va scrie cu mâna lui. La urmă luați pana conștiinței și vă treceți în una din categoriile acestea. Te treci fie la nepăsător, fie la un om amăgit, fie la un om sfânt. La urmă facem socoteala asta, da? Cum adică poți să stai nepăsător? Repet versetul din Evrei 2:2. Cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsător față de o mântuire așa de mare? Și 3. Cum poți să stau nepăsător față de mântuire? Că doar mântuirea, spune în Efeseni, capitolul 2, versetul 8, căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Mântuirea vine prin credință. Voi aveți credință? Amin. Slavă Domnului!
Eu cred că s-a născut Hristos, că a murit în locul meu, prin sângele Lui am iertare de păcate, eu mi-am făcut rost de mântuire. Dar Iacov vine în capitolul 2, versetul 26 și spune așa, căci după cum trupul fără Duh este mort, tot așa și credința fără fapt e moartă. O întrebare logică. Pot fi mântuit printr-o credință moartă? Tu de care credință ai? În 2 Corinteni, capitolul 13, versetul 5 spune, pe voi înși vă cercați-vă, pe voi înși vă încercați-vă dacă sunteți în credință. Înseamnă că această credință se poate testa, se poate dovedi, ca și mântuirea. Frații mei, eu cred că mântuirea nu e un instant. Unii au teoria că odată mântuit, pentru totdeauna mântuit și că mântuirea nu se mai poate pierde. Biblia spune altceva. În Filipeni, capitolul 2, versetul 12, Pavel spune, după cum totdeauna ați fost ascultători, fiți și acum ascultători, duceți-vă mântuirea până la capăt, cu frică și cu tremur. Mântuirea e un proces. Mântuirea are două capete. Unul de unde începe și un capăt unde se termină. Mântuirea a fost inițiată de Dumnezeu. El a făcut partea care eu nu puteam face. Psalmul 40, îmi pusesem nădejdea în Domnul, El s-a plecat spre mine, mi-a auzit strigătele, m-a scos din groapa pe ieri, din fundul mocirii, mi-a pus picioarele pe stâncă, mi-a întărit pașa, mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeu. Mulți au văzut lucrul acesta, s-au temut că pocăința trebuie văzută și de alții. Unii spun, eu sunt pocăit în inima mea, dar nu mai vede nimeni și asta nu-i bun. Acolo spune, mulți au văzut. Lucrul ăsta eu nu-l puteam face, eu nu mă puteam mântui singur. A venit Hristos și m-a scos de acolo, aleluia, prin jertfa Domnului Iisus. Ăsta e capătul de unde a început mântuirea. Dar mântuirea e un parteneriat. Eu trebuie să-mi fac de acum partea mea. Și eu trebuie să-mi duc mântuirea până la capăt. Dumnezeu să ne ajute. Așa cum credința are semne care însoțesc credința, așa și mântuirea are lucruri care o însoțesc. În Evrei, capitolul 6, versetul 9 spune, măcar că vorbim astfel, fraților, de la voi așteptăm lucruri mai bune și care însoțesc mântuirea. Care sunt lucrurile care însoțesc mântuirea? Credința trebuie demonstrată. Mântuirea trebuie însoțită de alte lucruri. Eu am ales ca model Fapte, capitolul 2. Predică Apostolul Petru în versetul 37. După ce au auzit ei aceste cuvinte, au rămas străpunși în inima lor și au zis lui Petru și celorlalți, fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat înspre iertarea păcatelor, apoi veți primi darul Sfântului Duh, căci făgăduința aceasta e pentru voi și copiii voștri, oricât de mare număr va chema Domnul Dumnezeu la mântuire. Și cu multe alte cuvinte îi sfătuia, îndemna și spunea, mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Petru spune aici la mântuire trei condiții. Pocăință, botez în apă și botez cu Duhul Sfânt. A sta nepăsător față de mântuire e atunci când stai nepăsător de condițiile acestea ale mântuirii. Nu intru în detalii, aș vrea să trec mai departe în predică, dar noi am avut un om care a mers la adunare peste 30 de ani. Niciodată nu a luat boteză. Bageți-a în fire, nu te botez. Ce mai tălharul a fost botezat, o mers în rai. Frate, noi nu predicăm excepțiile care sunt a lui Dumnezeu. Nici în căsătorie, nici în mântuire, astea excepțiile le face Dumnezeu. Noi predicăm regula. Și regula este asta. Pocăință, botez în apă și botez cu Duhul Sfânt. Astea sunt condițiile de mântuire. Mi-am propus să nu intru în detalii în condițiile astea. Mai spune Pavel lui Timotei, capitolul 4, versetul 14. Nu fi nepăsător de darul care este în tine și care ți-a fost dat prin punerea mâinii către ceata prorocilor sau prezbiterilor. Sunt îndobri cu oameni care au primit darul de la Dumnezeu? Lucrăm cu ele? Că dacă nu lucrezi cu darul,
intră în categoria celor nepăsători. În 1 Corinteni 14 cu 3 spune: cine prorocește vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și mângâiere. Sunt trei lucruri foarte importante și benefice pentru biserică: sfătuirea, zidirea și mângâierea. Are cineva interes ca să nu fie lucrurile astea la dobric? Știți cine are interesul? Diavolul. El nu vrea ca voi să fiți învățați, sfătuiți, mângâiați, zidiți. Nu vrea. Și atunci el luptă împotriva oamenilor acestora care au daruri. În primul rând, pune un duc de frică în ei. Mă tem să nu greșesc. Ăla care a primit un singur talent, l-a pus în ștergar și când a venit stăpânul, ia ce e a tău, mi-a fost frică că ești un aspru. L-a lăudat stăpânul? Cum i-a spus? Rău, viclean și leneș. Eu mă uit în adunare acum, că e adunare mare, nu v-am numărat, dar câte capuri aveți, atâtea judecăți sunt asupra mea acum. Mie mi-era cel mai ușor să stau pe bancă și nu greșeam, doar am spus să fiu încheiat, să fiu aranjat, să nu casc, nu, așa, și eram corect la adunare. În momentul când m-am ridicat să vorbesc, toți mă judecați. Și atunci, de frică să nu greșesc, la noi este o soră care cânta foarte frumos. Și am spus: măi, de ce nu cânti o cântare, măi? Trebuia să cânte un solo la corul. Măi, cântă tu solo, cânti cel mai bun. Frate, îi spune la dirijor, eram și eu, mă tem să nu mă nec. Păi cum să tinești, măi, doar tinești, că nu mă... doar mai degrabă tinești la mâncare, nu? Deci, mă tem să nu mă nec. Și ea nu cântă, că se teme să nu se neacă. Acum cântă, mulțumim Domnul. Mă tem să nu greșesc, mă tem să nu spun ceva rău, mă tem să nu fac un gest nepotrivit. Și atunci mi-aduce frică sau comoditate. Mai bine să-mi văd eu de treaba mea, să stau liniștit. Dar asta înseamnă că ești nepăsător față de darul care este în tine. Ești nepăsător față de mântuire până la urmă. Dumnezeu să ne dea multă, multă înțelepciune, fraților. Apoi urmează o altă tactică a vrășmașului, când oamenii cu darul sunt bătuți chiar de tovarășul lor, sunt bătuți câteodată de predicator, sunt bătuți de la amvon. Și atunci el spune: măi, dacă tăți împotriva mea, mai bine îmi văd de treabă. Sau a treia tactică a vrășmașului, îl ispitește cu ispite mari și duhuri puternice ca să-l facă să cadă. Și după ce a căzut, automat el se oprește din lucrare. Eu mă rog Domnului ca în dobric să binecuvinteze Domnul pe cei care au darul duhovnicesc. Să le mulțească, să rugă aici un frate: Doamne, lasă darurile Duhului Sfânt. Suntem biserică pentecostală, să lucreze Domnul așa între noi. Cronici 29 cu 11, nu fi nepăsător, acum fiilor, nu stați nepăsători. Voi ați fost chemați de Domnul în slujba asta, în slujba la care ești chemat. Unii pot să fie nepăsători față de slujbă sau față de rânduielile Scripturii. Noi suntem o biserică foarte conservatoare, am mai spus asta aici, dar noi nu facem decât gestionăm o moștenire care am primit-o. La noi primii pocăiți, printre care și bunicul meu și alții pe care îi știu, au fost condamnați la Cernăuți pe 25 de ani. O parte din ei au murit acolo, o parte au venit înapoi, când au venit înapoi, au spus așa ca în fapte: ni s-au părut nimerit Duhul Sfânt și nouă, și pe baza Scripturii și a călăuzirii Domnului au pus o rânduială în adunare. În Evrei, capitolul 13, versetul 7 spune: uitați-vă la mai mari voștri care v-au vestit cuvântul, uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul felul lor de viețuire și urmați-le credința. Oamenii ăștia care au suferit pentru Domnul, oameni proroci, oameni călăuziți, au pus o rânduială, au gătat frumos. La noi, când a murit fratele Vasile Axint, mi-au frate la el, duminică a fost în adunare, s-a îmbolnăvit, joi l-a mormântat. Și spunea: frate Vasile, cine mai spui? Băi, ce să vă spun, pocăiți-vă! Și ca un tată îi sfătuia pe toți frații ce au de făcut. La un moment dat s-a oprit și a spus: măi, eu am plecat, uite, vin eu o delegație de îngeri ca să mă duc acasă. S-a luminat fața și a plecat. Îți demn de urmat oamenii ăștia? Atunci de ce intrăm în negocieri
vrând să schimbăm câte ceva. S-a dus împăratul Ahazia, s-a dus la Damasc. Și acolo a văzut un altar care tare i-a plăcut lui. A făcut o schiță și a trimis la preotul Urie și a spus, până vin eu, schimb altarul care este în templu. Ia-l de pe marea aia de boi, 24 de boi, schimbă-l, pune pe altarul ăsta. Pe ăsta mi-a dus jertfă de dimineață, jertfă de seară, arde tot, jertfă de mulțumire. Cât despre altarul vechi, nu-mi pasă de el. Sunt atâția cărora nu le pasă de rânduiala veche, de linia melodică a cântărilor vechi. Eu v-am spus, când a venit pandemia, eu am fost ceferit toată viața. Mă duceam la ora 2 la servici, vinem la ora 1, vinem la ora 3. Nu eram atât de sfânt să-mi scol casa, hai că a venit tata la 4 dimineața să ne rugăm. Când a venit pandemia și am fost închiși în casă, ne-am propus, noi facem program de adunare. Atât m-am simțit de stingher când eu cu copiii, cu soția, trebuie să fac adunare. Să cântăm o cântare. Eu cântam niște cântări, îi spunea, tata, lasă cântările astea. Numai nu ne înțelegem la cântare. Până la unul am înțeles, băi, eu cânt una veche și voi una nouă. Dar le verificam să fie cântări. Niște cântări care n-au nici mesaj, nici linii melodică, nu au aproape nimica. Și nu intrăm în detalii despre cântare, că am multe de spus. Vorbim de învățătura despre nașterea de copii, de ținuta decentă, vorbim de umplerea cu Duhul Sfânt. Sunt niște rânduieli puse de Scriptură. Acum vin tot felul de întrebări. Dai nevoie, condiții de mântuire, botezul? Și am spus că nu intrăm în detalii. A fi nepăsător față de mântuire, că nu-ți pasă de rânduielile Scripturii puse acele vechi, originale. Dumnezeu să ne ierte de asta. Încă un amănunt. Cei din tâi creștini își vindeau averile, ogoarele, dădeau banii apostolilor și le împărțeau după nevoia fiecăruia. Expresia, după nevoie. Am constatat, știu că mă filmați, și asta mie nu-mi place, dar n-am ce face. Cel puțin nu lăsați comentariile activate. Spuneam la cineva, măi, dacă tot ajung mărgăritarii la porci, că ajung și la porci, așa, ajung și la cine trebuie, dar ajung și la porci, măcar nu-i lăsa să vă sfâșie. Că la o predică de asta apar 100 de comentarii. Unul zamoste, unul Allah e mare, unul nici nu te știe, nu te cunoaște, nu o fă la adunare, știi, bă, ce curiaște în tot felul. Măcar nu-i lăsa să vă sfâșie, dacă tot... Ei bine, când vorbim despre nepăsarea asta, eu am ajuns să cred că în rândul pocăiților, eu am îmbătrânit, știu cum era adunarea acum 60 ceva de ani la noi. Există un pic de mândrie, nu spun mai mult, egoism, invidie, spirit de concurență, filmați-mă, să audă toți. Și astea nu numai la noi. Familii care merg de două ori pe vară în concediu că au bani și-s patroni și familii care n-au pâine la copii. Dar la răpire o să mergem toți împreună. Nu ne cunoaștem nevoile, suntem nepăsători față de nevoile altora. În biserica primară nu era starea asta. Ei împărțeau după nevoie. Și aici trec repede, e o predică lungă. După nevoie. Noi nu ne cunoaștem nici familie, nici nu știm cum ne cheamă bine, frașă, sărână, adunare. Nu să mai știm nevoile și trebuințele. Și al treilea lucru. Ei erau nelipsiți de la templu în fiecare zi și vă întreb cum stați cu părtășia frățească, cu prezența la adunare. Acum vreo 2-3 ani am fost invitat ca predicator la o evangelizare, o adunare mai mică, nu așa de mare ca a voastră. Era invitat la cântare fratele Nicu Iurean de la Sălicea, Beni Cibu de la Daie Română și alții. Măi, eu eram invitat aproape când avea loc sândeie. O pus caune peste tot, peste tot, frate dragul, și ai și tu un loc, doar trebuia să predic. Și m-o găsit și mie un loc, arhiplină. O cântat tineri, o cântat o fanfară, nu știu ce aveau. Acum poate vreo luni de zile,
mergând în drumul meu spre Ardeal, era joi seara și am spus, măi, hai să intru aici iară. Am rămas cu o impresie frumoasă. La ora 6 începe adunarea. Un băiat a venit pe la ora 6 și o descuia stâns, frig, întuneric. Băi, la cât începe adunarea? La 6. Am intrat în adunare, pe la 6:20 a început să vină la adunare. Și în seara aceea au venit 4 frați și parcă 7 surori. Și eu spun, dar despre voi avem o altă amintire, o plăcută amintire, când era cu har, unde-s? Nu vin frați la adunare. Frații mei, vesticii care ne-au adus nouă Biblie și misionari, eu am fost acolo. Am fost în adunările lor de băștinați, și la englezi, și la suedezi, și la norvegieni, și la scoțieni. Și am vrut să văd cum e acolo. O răceală totală. Prin Anglia, biserici mari, catedrale sunt închise. De ce? Când se vor închide adunările noastre, ei le țin închise că nu vin la adunare. Și când adunările de români, frață, au închiriat localurile și vin cu cățel, cu purcel, vorba română, cu copii, cu gălăgii, cu cărucioare, stau în picioare, întreabă un păstor, ce le faceți, mă, cum îi aduceți? Noi le dăm biscuiți, le-am făcut mese de tenis, le dăm ceaiuri și tot nu vin tineri. Eu mă întreb, suntem mai pocăiți sau un pic mai întârziați? Și mă întreb, peste 50 de ani, cum o să fie adunarea din Dobric? Mă întreb, că nu știu, n-am nicio descoperire. Și nu vreau nici să acuz. La noi în sat era un medic, când a terminat el facultatea, a venit din Vaslui și a trăit până la 80 și ceva de ani. Mai venea și la adunare câteodată, mai ales în îndemne să donăm sânge, că avea și el norma lui de sânge. Și venea și, domn doctor, cine mai vine la adunare? El era foarte ortodox. Domnul Croitoru, eu sunt aici de acum 60 de ani. Știu cum erau pocăiți în Bosancea cu 60 de ani și văd cum sunteți acum. Dacă s-ar scula bunicii voștri, nu știu dacă v-ar recunoaște că sunteți frați cu dânșa. Și noi, zic, o arătăm bine. Biserică conservatoare. Și îmi spune el, noi ortodoxi suntem din 1054 de la Marea Schismă. Ortodoxia nu a început așa, a început bine. Și ne-am păstrat până acum așa. În 200 de ani, voi cum o să fiți? Voi v-ați gândit odată, frați din Dobric, peste 100 și ceva de ani, ce o să fie la Dobric? O să bată vântul ăla al nepăsării din vest, o să vină și la noi, o să veniți la adunare mai des, o să fiți mai interesați de cântare, de cor, de daruri, de predică, de binefacere? Sau o să fim nepăsători? Fiind nepăsători de lucrurile astea, suntem nepăsători față de mântuirea asta așa de mare. În preajma revenirii Domnului Iisus, mă uit la ceas, a trecut tare repede. În preajma revenirii o să fie o categorie de oameni nepăsători, nu mai predic prezența în adunare, că am predicat altă dată. A doua categorie de oameni, aș vrea să intrăm rapid aici și apoi spun amin. Oameni amăgiți. Spunea Apostolul Pavel aici, nu vă lăsați clătinați, tulburați și amăgiți. În partea asta la altă spune rătăciți. Diavolul are interes ca să fie pocăiță, în preajma revenirii Domnului să fie amăgiți, cu mijloace de amăgire. Care sunt mijloacele de amăgire care le folosește diavolul? În primul rând, învățătura. În Evrei, capitolul 13, versetul 9, spune nu vă lăsați amăgiți de orice fel de învățătură străină. Sunt acolo învățături străine. Și învățăturile astea, dacă nu suntem atenți, încet, încet intră în adunare. Fraților, Domnul Iisus, când a venit, a fost perceput ca un învățător. Ioan 13, voi îmi ziceți Domnul și învățătorul și bine faceți, pentru că sunt. Hristos a fost un învățător. Învățătura ocupa un loc de frunte în biserică. Fapte 2:42. Ei stăruiau în învățătura apostolilor. În Galateni, capitolul 4, versetul 3, există robia învățăturilor. Fiecare om este rob învățăturii pe care o are. Ortodoxul merge la biserică, sărută icoane, dă cu aghiazmă,
să face cruce, știți de ce? Așa a fost învățat. Sâmbătașul, adventistul, ține ziua șapte, o sfințește, nu face nimic, dă zăcială, reformiște, nu mănâncă carne, știți de ce? E așa au fost învățați. Noi, penticostale de la Dobric, botez cu Duhul Sfânt, vindecări, rugăciuni, prorocii. De ce? Așa am fost învățați. Acum, ca cineva să schimbe credința sau măcar religia, el trebuie să schimbe învățătura. Trebuie să spună, domnule, învățătura asta nu-i bună, uite, am luat învățătura asta la întâi, că asta e bună. Pentru că omul este rob învățăturii pe care o are. Diavolul știe asta. Și pentru că știe asta, el vine cu amăgire la nivelul învățăturii. Eu mă rog Domnul pe voi să vă păzească. Amăgiri în ce privește conținutul. Petru se confruntă cu unii, în a doua Petru, capitolul 3, de la versetul 3, 4, 5 în jos, să știi că mai înainte vor veni batjocoritori, care vor trăi după poftele lor și vor zice, unde-i făgăduința venirii lui? Că de când nu a dormit părinții noștri, toate sunt ca la începutul zidirii. Unii care contestă revenirea Domnului, nu e niciun sfârșit, vorba lui Eminescu, că morți sunt cei muriți, dar nu e așa, nu e așa, există o revenire a Domnului Iisus. Petru îi înfruntă pe ăștia, când adin se facă, nu știu că odinioară era un cer și un pământ scos din apă și cu ajutorul apei și că cerul și pământul de acum sunt păzite și păstrate prin același cuvânt pentru ziua din judecată. Îi înfruntă Petru. Pavel întâlnește alții. În Timotei 2 cu 17 spune, din rândul lor sunt Imeneu și Filet, cuvântul lor roade ca și cangrena. Ei zic o și venit învierea și răstoarnă credința multora. Unii spun că nu este înviere, unii spun că a fost învierea. Astea sunt învățături amăgitoare care erau pe vremea aceea și care sunt și acum. Alții, ca în Isaia 47 cu 10, spune, știința ta te-a amăgit. Toate evenimentele legate de venirea Domnului, oamenii le interpretează științific. Că încălzirea globală, că ghețarii se topesc, că stratul de ozon s-a rarefiat, că... și câte nenorocire și semne date ale revenirii, știința ta te-a amăgit. Dumnezeu să ne păzească și de asta. În Coloseni, capitolul 2, versetul 8 spune, nimeni să nu vă amăgească cu o filozofie, cu amăgiri de șarte, cu datinile oamenilor. Asta e amăgiri la nivel de conținut. Trebuie să fim foarte atenți. Nici aceia care spun că nu-i venire, nici aceia care spun, și este un cult religios, că Domnul și-a venit, nici interpretarea științifică a semnilor, nici datinile omenești nu fac parte din învățătura asta. În ce privește expunerea lor, Roman 16 cu 18, prin vorbiri dulci și amăgitoare, în Petru 2 cu cât cu 3, prin cuvântări înșelătoare, în Psalmul 94 cu 4, prin cuvântări puternice, expunerea îi diferită. Unii vorbesc puternic ca un lider politic, alții vorbesc blând și amăgitor, numai să îi înșele. Dumnezeu să ne păzească, fraților. Alții se hazardează să dea pronosticuri. Eu am făcut studiu cu un mare teolog și mi-a demonstrat cu Biblia în mână că venirea Domnului va fi în 1997. Am făcut studii la Suceava. Eu, de mic copil, știam că va fi în anul 2000. Și socoteam ca să fiu însurat, ca să am familie, câți ani o să am. El spune, nu, frățioare, în 97. O trecut 97, nu s-a împlinit. M-am întâlnit cu el, frate. Băi, a fost o eroare de calcul, am interpretat greșit un verset și mi-a spus că va fi în 2016. Din 2016 a dus în 2019, n-a venit Domnul și știi ce se întâmplă? Nu știu voi care sunteți la școală. Când eram eu la școală, era o poveste. Lupul la oi. Un băiet păștea oile lui tatăsă. Și fiind în marginea satului, a vrut să râdă de oameni. Și a început să strige, lupul la oi! O sărit oamenii cu pari, cu furgi, să scape oile. Și băietul râdea, i-a păcălit.
A doua oară iar i-o păcăli, lupul la oi. A treia oară omni lupul. Și el i-a răs, lupul la oi, și oamenii ăsta are glume. Și eu mâncat oile lupul. Noi tot spunem, vine în 97, vine în 99, vine în 2016, în 2009, până se satură oamenii și spune, băi, mai lăsați-mă cu venirea asta, că de când vine și nu mai venit. Și asta e o tactică a vrășmașului. Dumnezeu să ne dea lumină în privința asta. Ce avem noi de făcut? Iudeii din Berea, din fapte 17:11, aveau o inimă mai aleasă ca cei din Tesalonic. Tot ce li se spunea, ei cercetau scripturile să vadă dacă e așa. Frații mei din Dobrica, am mai fost la voi de câteva ori. Vă rog, nu mă credeți pe ce v-am spus eu. Chiar vă rog, nu mă credeți. Dar credeți Evanghelia. Cercetați scriptura să vedeți ce spune scriptura. Și în 1 Ioan 2:27 spune, și după cum ungerea pe care o aveți, care nu e o minciună, ci e adevărată, ungerea asta vă învață toate lucrurile. Domnul să dea ungerea asta. De aia e nevoie de plinătatea Duhului Sfânt. De aia e nevoie de darul deosebirii Duhului. De aia e nevoie să cercetăm Scriptura. Domnul să ne ajute. Amăgire, pune înapoi ceasul. Amăgire prin învățătură. Amăgire prin carisme false. Carisme false. Astea la pentecostale așa prind de numai. Spune Ezechiel 14:9, de unul care nu-i pocăit, dar insiste la proroc un răspuns de la Domnul. Domnul va nimici și pe ăla care cere răspuns și pe cel la care prorocește. În Deuteronom 13, dacă un proroc are o prorocie și se împlinește, dar spune, haide după alți Dumnezei, Dumnezeu vrea să te încerce. Eu promovez foarte mult lucrarea de prorocie. Mi-e dragă, umblu cu proroci. Aia autentică și adevărată. Amin. Domnul se lasă proroci veritabili aici. În 2 Tesaloniceni 2:9 spune așa, arătarea lui se va face prin puterea satanei, cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase. Pseudo-minuni. La unii o crescut piciorul, la urmă o duru capul și parcă nu-l mai doare. Vin vindecători cu camera de filmat în urma lor și pun pe internet. Oameni buni, nu vă lăsați amăgiți. Hristos nu împarte slava cu nimeni. Așa spune Isaia, slava e a mea, slava mea nu o dau altora. Nici la un predicator, nici la un păstor, nici la un președinte, la nimeni. Toată slava e a Domnului Iisus. Acum când eu umblu după slavă și mă postez ce a făcut Dumnezeu cu mine, aici e o problemă, este o amăgire. Dar în Apocalipsa 13:14 spune că va avea puterii scoboare foc din cer. Vă dați seama? Să vii la Dobric un predicator puternic, să facă semne, minuni, scoboare foc. Ce am face noi? Am avea curajul să spun, asta nu-i de la Domnul, darul deosebirii Duhului. Să ne dea Domnul multă pricepere, fraților. Și mai este o amăgire prin poftele firii pământești. Citez un singur verset din Iov 31:9. Dacă mi-aș fi lăsat inima amăgită de vreo femeie, și aici pun punct, amăgirea asta, fraților, scrie în 2 Corinteni 10:3, măcar că trăim în firea pământească, noi trăim în firea pământească. Întâlnim tot felul de pofte, întâlnim tot felul de ispite. Suntem asediați de tot felul de gânduri și imaginații nu tocmai curate. În seara asta mă rog Domnul să ne curățească cugetul. Amin. Să ne păstreze un cuget curat, că spune în Timotei 1:19, Timotei, să păzești credința și un cuget curat pe care unii l-au pierdut și au căzut din credință. Vă rog, faceți-vă rost de un cuget curat. Aleluia. Și dacă ne-a fost și mie, de multe ori mi s-a întinat cugetul, avem metode de curățire a cugetului. Dumnezeu să ne facă sensibil în privința aceasta. Nu intru în detalii în amăgirile firii pământești. Dar a treia categorie, că nu pot să spun, să trec peste asta. A treia categorie era acolo oameni sfinți și călăuziți de Domnul. La revenirea Domnului, în Dobric vor fi oameni sfinți care îl așteaptă pe Domnul. Aleluia. 1 Corinteni 15:51-52. Fraților, vă spun o taină. Nu vom adormi toți,
dar tot vom fi schimbați. La cea din urmă, trâmbiță. Trâmbiță va suna, spune tesaloniceni. Noi vom învia, vom fi schimbați și vom întâmpina pe Domnul în văzduh. Aleluia. Mai așteptăm pe Domnul? Amin. Spuneam, eu știu cum era adunarea noastră acum 60 ceva de ani. De mic copil am umblat la adunare fără întrerupere. Era numai o plâns. Era o predicare cu lacrimi. Și foarte des la noi în adunare, că aveam adunare mare, striga câte un frate, câte o soră, așa, parcă necontrolat, vino Doamne Iisuse! Și în Apocalipsă scrie, și Duhul și Mireasa zic, vino. Și cine aude, să zică vino, să vină Domnul Iisus. Îndemnul meu este, controlați-vă gândurile voastre. Sunteți responsabili de gândurile care le aveți. Ați văzut că în împrejurări identice oamenii au gândit diferit. La evenimentul revenirii, oamenii gândesc diferit. Se situează în categorii diferite. Te întreb acum la încheiere, tu din care categorie faci parte? Te-o găsi cuvântul cumva nepăsător? Față de dar, față de slujbă, față de prezență la adunare? Să se întâmplă să fie program de adunare și tu să stai acasă? Împărați pe 20 cu 40. Și pe când robul tău făcea câte ceva încoace și încolo, mi-a fugit prizonierul. Eu întreb, ce făcea omul ăla? Nici nu știu ce făcea. Eu am mai spus, fraților, eu până acum câțiva ani, acum am 3-4 ani, am avut vaci și cai și muncă. De când soția s-a îmbolnăvit, când a fost ultima dată sau penultima dată la Dobric, printr-o soră de acolo, bărbatule, vei trece printr-o încercare. În trecut soția a avut cancer, internat în 3 spitale, operate și este mai bine. Multe adunări s-au rugat, dacă ați făcut-o și voi, vă mulțumesc. Amin. Și am dat vitele, copiii au crescut, mă duceam, făceam treaba în graj, mai dădeam niște paie așternut curat, mai dam câte o găleată de apă, mă duceam prin grădină, dacă era sește, mai turnam câte o cană de apă, strângem ouăle pe cuibar, le puneam în frigider. Când mă uitam la ceas, bă, am pierdut adunarea. Și mă întreba frate, nu te-am văzut joi la adunare, ce ai făcut? Bă, am făcut câte ceva pe acasă. Așa am făcut că nici nu știm ce am făcut, câte ceva. Știți ce făcea omul ăsta pe câmpă de luptă? Ce faceți voi joi seara când nu veniți la adunare? Pierdem timpul pe acasă, ne mai uităm pe internet, ne mai stăm pe telefon și stăm nepăsători față de mântuire. Dacă cineva până acum o sta nepăsător, aș vrea când aveți adunare să veniți aici. Asta înseamnă interes pentru mântuire și revenirea Domnului. Ei erau nelipsiți de la templu în fiecare zi. Așa să fim și noi, frate, măcar când avem adunare. Dacă cineva a fost amăgit prin învățătură, prin diferite manifestări carismatice din astea falsă, sau prin firea lui pământească, nou vegheat, Dumnezeu să ne ajute pe toți, și pe voi și pe mine, să ne pocăim mai bine. Și când vine Domnul la Dobric, când se aude trâmbița aceea care se va auzi tot pământul, voi cu cei dragi ai voștri, împreună cu noi, să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Ne mângâiem unii pe alții cu aceste cuvinte. Amin.